Centimetru, nu, metru înseamnă 1000 centimetri.
5 godzin wyjdzie. Patrz, kara. Patrz, kara. Metru, 10 metru, 4 metru, 3 mm. Dam, filmul, hectometru și kilometru. Deci, de la metru la 10 metru, de la metru la centimetru, 100. 100. Deci, o să aibă 6 zerouri. 6 zerouri, da. Deci aici este virgulat, mult la stânga, nu mai mult sau mai puțin? 2, mai puțin. Mai puțin. 1, 2, 3, 0,0912. 0 virgulă, câte 0 virgulă? 0,02. 2. Adică tu câte puteți? 2 sau 1 sau 3? Deci la metri cubi. 3. Marian? La 3. 3 sub 10 la 6. Ai zis tu singur 6 de la 6. Așa, da. Da. Păi da. Sunt... Nu, nu, acolo. Măi, ăsta nu se păi partea întreagă. De acum, de aici încolo pesam 3 și încă o dată 3. Ah. Adică 912 metri cubi. Da? Bun. Bun. Și area totală, area totală, Maria, egal cu? Egal cu area plus area bazei mari. Mari plus area bazei mici. Deci vine area laterală plus... Ies mare cum am notat, plus ies mic ca să fim în totul cum am zis până acum. Iar area laterală este a de cine? Orca B, C, C, prim, prim. Deci ce este area laterală? Un trapez. O față este un trapez. Dar noi câte trapeze? 4. 4. Deci de 4 ori? 4 ori, are B, C, B. De 4 ori, B, C, aria. Trapezul B, C, C prim, B prim. Plus, ies mare, o știu, că e 218 la pătrat, acolo cu 324. Și plus 144. Egal adicu, voi spune egal de 4 ori, area trapezului. Cu cine este egal area trapezului? Baza mare plus baza mică, ori înălțimea pe 2. Corect. Miruna, știm tot? Baza mare știm 18, plus baza mică 12, ori înălțimea. Nu mai decât să faci înălțimea, să o aflăm. În A prim B prim AB, ducem A prim M. Din A prim B prim, A prim B prim. A prim, B prim, AB. Deci în trapezul să se luăm deoparte. Ce știți și ce nu știm în trapezul? Ducem înălțimea din A prim și înălțimea din B prim. Așa, deci aici este A prim, B prim, B, A. Ducem înălțimea din amândouă. Da. Știm că A prim, B prim, 12. 12, 12 la fel aici. 3, 3. Și atunci toate era de 18 și am rămas la 3 și asta 3. Și la fel și pe A prim M, cum ar fi? A prim M? A prim M. E unde e fost? La mijloc, nu? Nu. E aici acolo unde a văzut piciorul perpendicular, domnul profesor. Aici e, da. Da. A prim M, de unde se află? Păi... Tocmai asta îmi trebuie. Da? Cum să o aflu? A, încep la A prim, atunci. Putem să aflăm pe A prim? Nu știu, tu spui. De unde să aflu pe A prim, că nu știu. Putem întreba de nou într-un de prim de A. De prim de A. De prim de A. Trângul de prim de A. Nu-i drept, adică. Mai facem o trapeză acolo. Care o, trapeză? O, O, E, M, M prim. O? O, 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 O prim, E, M, M prim. Și M ce să fie? M, M prim? Da, și M, M prim ce să fie? Înălțimea. Adică înălțimea trapezii. Da. Adică unde se pun pe M și M? La mijloc. Așa. Deci asta este M. Timpul aceea M prim.
Ia să vedem dacă are dreptate, dacă îi merge jocul aici, în triunghiul ăsta, în trapezul ăsta de prim, o, prim, 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 prim. Nu știm pe OM, știm pe O. Pe OM o știm că este jumătate, adică 9. Apoi. Să se face de parte. Da. Deci, hai să facem așa, bună observația. Deci, O prim O e prim E. Da? Deci avem de-a face cu un trapez de plânghic în care O prim O știm că este dată în problemă de 4 cm. Adică, practic, ce să fac ca să... Din E în prim, ducem o perpendiculară de OM. Așa. No, OM în prim ne trebuie, da? O notăm cu T, să zici. T, cu piciorul perpendiculare. Nole 4, E în prim T. O prim E în prim este de cât, Maria, de... O prim E în prim. O prim E în prim, da. O de... Șase. Nu? Că e jumătatea lui 12. E 6. Asta va fi 6. Toată asta o știm? Da. Cât este o E, Madi? O 6. Nu, nouă. O E 9. Da. Și atunci a rămas 3. Asta de 3. Asta e de 4. Maria, cât va fi mie în prim deodată? Adică din... 16 plus 9, adică la 25, 5. 5. Va fi 5. Deci, în final, cine este M în prim? Cine este M în prim? Este BB prim. M în prim este BB prim? Nu e BB prim. E A prim. A prim la noi. Adică chiar înălțimea trapezului. Nu? Chiar înălțimea trapezului. Este A, putem a trebuit un profesor de M în prim? Deci, ce sunt, cum mai poate numele M în prim? M în prim asta? Este apotema trunchiului? M în prim. Deci M în prim, întrebarea... Da, este. Este de chiar apotema? Deci ori înălțimea în trapez, ori apotema. Deci o să spunem M în prim. Egal cu apotema trunchiului. A, T. Deci ca să putem înălțimea, cum ar fi A primim acolo, asta facem, nu? Ducem... A prim. Ca să aflăm pe A prim, M cum am notat-o aici. Ducem... Acum și eu m-am notat pe partea cealaltă. Pune să râd, uitați minunile. Așa, adică aici minunile, da? Că M în prim a fost și pe figură. În final, e limpede și că... M în prim, te asociu și fața A prim pe prima B? În? A prim pe prima B? Sigur că da. Tot a apotem... M în primul ăla înseamnă... Mijlocul ăsta, da? Sau mijlocul partea cealaltă, oriunde, orice față. Apotema e unică. Da? Apotema unică a trunchiului. Deci, practic, unește cele două segmente. Nu? Da. Printr-un segment perpendicular, nu spre cele două. Deci, înălțimea trapezului, și cum mai zicem. Unde vrei să o duci, o duci tu. La piramidă, unde era domn profesor? În piramida 4 la teren. Apotema. Apotema la piramida 4 la teren. Piramida 4 la teren. Care era? VM. VM și asta ce? Nu trece prin AB, prin BB, prin C prim și M prim. Cum taie pe mijloc? Exact. Pe BC taie și pe M. Da, deci să ne întoarcem. Aici am găsit-o. E 5, nu? Așadar, ne vom pune aici bază mai multe corelțime, 5 supra 2, nu? Plus 324 și plus 144 și cât obținem? 4 plus 2, deci 2, dă 5, 10. 12 plus 12 face 30, 10, 300, nu? Da. Plus 324 și 144 face 468. 768. Ce spun acum? Centimetri pătrați. Deci iată spunem carea totală este egal cu 768 centimetri pătrați, care de luna înseamnă cât în dan. În dan. Dan înseamnă... Da. Cât este scara pe dan? Da. În
Da. Da. Suntem în centimetri. 1, 2, 3. 3 de 0, 3 de 0, 6 de 0. Deci 0,00768. De 0, 0,00. 768. 768. Da. Da. Pătrați. Da? Decametri pătrați. Bun, clar. Am făcut așa. Cu ce ne alegem aici? Ce lucruri au fost folosite? Cu ele primă, da. Vedeți? Deci, apotema, înălțimea în fața, în trapez, nu? Problema a fost cum află înălțimea în trapez știind laturile de jos. Adică, într-un trapez isoscel, tu ai știut baza mare, baza mică și era problema înălțimii. Așa, prin urma în trapez, nu aveai nicio șansă. Pentru că trebuia să te vezi de o oprim pe care o ai de așa. Și atunci, cine este indicat? Uitându-te că n-ai șansă să obții, de data asta, că putea să dea autorul un unghi pe aici la trapez, putea să facă... Sau unghia laterală. Sau unghia laterală, să o luăm din înălțime. Exact. Și atunci vei fi descurcat așa. Însă, el îți dă pe o oprim și atunci fugi din trapezul ăsta, unde n-ai șanse să afli, în trapezul o prim, o mă prim, trapez dreptunghi, cum îl avem aici, în care știm acum înălțimea. Și pe noi ne interesează mă prim asta, care este tocmai înălțimea trapezului isoscel, nu? Sau apotema. Trunchiului. Dacă ne stă în ipoteza apotema trunchiului, trebuie să știi că, de fapt, e mm prim. Sigur, dacă ți-e. Apotema înseamnă că e perpendiculară și că e jumătate. Perpendicul, nu neapărat jumătate, poți să duci din colț. Înălțimea în trapez. În față. Voi asta trebuie să te înălțime în fața laterală. De jumătate și cât? Nu e jumătate. Cât de seama că e jumătate? Jumătate de ce? Păi a zis că poate să nu fie jumătate. Păi poți să duci... Miruna, eu pot să-mi trapezul ăsta, pot să-l duc așa, aici. Tot apotem ăsta. Da. Tot așa și aici o pot duce. Și pe aici, pe ineva. Oricare din ele pe traseul ăsta. Dar de ce jumătate, jumătate? Pentru că s-a legat cu intersecția diagonalilor, de la bază, de aici, nu? Și de sus. Și m-a obligat să mă duc în trapezul ăsta care mă conduce, fiind o mijlocul lui AC, paralela asta care a dus-o la AB, face ca mă să mă gândesc la mâna mijlocului acestea, nu? O paralelă dusă, cum o taie pe AC la mijloc, o va taie și pe C. De aceea, dintre toate care le-am avut eu aici, posibil de dus, m-a dus pe cea care unește jumătățile, baze mari și baza mică. Deci, dintr-o nevoie concretă, ca să pot privi spre cine? Spre trapezul O, O prim, M, M prim. Deci, ăsta e motivul. Mi-a zis, înălține înseamnă în trapez de aici, la A prim R, până la B prim F, oricare din ele este... Care te ajută. Sigură de conținutul problemei. De șansa pe care o am pentru a o putea găsi. Numai în trebuie la trapezul ăsta de tâlghiță. Da? Au putut să o găsesc. Așa. Deci ne întrebăm ce noutăți avem aici. Deci noțiunea de trapez, de piramide, adică piramide patroatere de blancă. Piramide patroatere. Deci piramide patroatere. Trunchi de piramide patroatere. Trunchi de piramide patroatere regulate, care înseamnă ce? Bazele sunt pătrate, asta trebuie să țin eu, și fețele sunt ce? Fețele sunt trapeze isoscele. Cu asta e clar acum, într-un trunchi de piramide patroatere regulate, asta bazele pătrate și fețele laterale trapeze isoscele. Volum și area totală. Așa, formula volum, area totală, apotema trunchiului, apotema trunchiului. Și de acum, teorema Pitagora, unități de măsură pentru suprafață și volum, deci unități de măsură pentru suprafață și volum, transformări făcute dintr-o la unitate la cealaltă. Astea sunt lucrurile esențiale, da? Bun. Deci, mergem mai departe. O altă problemă. Așa.
problema 5. Parcă. Patru de la aceeași pagină, da? Nu, e la pagina următoare. La pagina 80 și... Nu la următoare, da. Da, la următoare. În ipoteză avem un drum de piramidă patratică regulată. Deci ipoteză. Nu știu dacă trebuie să facem, da, un drum de piramidă patrateră regulată, provine din piramida P. Regulată, care provine dintr-o piramidă, din piramida P. Așa. Să ne imaginăm. Ce are? Hai să facem figura. Un pic, gradul. Ce se face? Area bazei, acest drum provine dintr-o piramidă. Așa. Ce are? Area bazei, mare. Este mare. Da, este mare, 100 de centimetri pătrați. 100 centimetri. Este mic, 16 centimetri pătrați. 16 centimetri. Și area totală, 140 centimetri pătrați. 140 centimetri. Să calculăm. A. Apotema trunchiului. Apotema... Atât. Atât. E dat B. H. Înălțimea trunchiului. H. Egal cu HT. Da. Egal cu cine? Ce? Volumul. Volumul trunchiului. Și de volumul piramidei. De volumul piramidei. P. Da, 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 așa, pe P. Da. Egal cu cine? Atât. Sunt de acord să desenăm piramida pe secțiunea asta, dar nu mai știe eu vârful de data asta. Nu mai știe. Deci, tot din creată să aflăm volumul piramidei inițiale. Așa. A, B, C, D. Punctul O. V, vârful piramidei. Și unim. Iată piramida desenată și vedem acum trunchiul de piramidă. A prim, B prim, C prim, D prim. O prim, mărcăm intersecția diagonală, deci O prim aici. O prim. Și fiindcă ne se cere apotema, hai să o și desenăm. Cum credeți că am să duc apotema? E M prim. Așa, cu mijloace, nu? M-prim. Pentru a mă duce în trapezul O prim, O, M, M prim. Da. Așa? Da. Asta să fie AT. Deci E M prim. Atunci prim M, M prim, egal cu AT, apotema. Adică în asemenea, trapezului sfârșit, că am mai vorbit de asta. Cum propuneți să aflăm? Ce faceți mai bine? Aștept. Bun. Vreți să fie area totală, nu? Area totală. Nu, îi disem de are. Nu are total, avem... Apotema trunchiului. Apotema e M-prim, nu? E M-prim. Păi luăm trapezul ăla, îl luăm în plan. De-o parte, trapezul care e? B-prim, C-prim, B-C. B-prim, C-prim, B-C. Acel trapez e tot cel, da? Da. Deci asta propui tu, B, C, B, prim, C, prim. Ce știm în trapezul ăsta? Știm... E, Maria? Știm laturile. Nu le știu. Da? Păi avem marile. Așa. Deci cum știm, e mare.
cum S mare egal cu, zice acolo, 100 arii, centimetri pătrați, atunci rezultă cine este area unui pătrat? El la doua. Deci de aici rezultă că scrie relația el pătrat, echivalent că el pătrat egal cu 100 cm pătrați, adică de aici L egal cu Maria cu 10 cm. N mare, să notăm. N mare, da? Așa facem notate, nu? Și S mic, de altă parte, știm că S mic egal dată în problemă cu 16 cm. Vorbește AB. Centimetri pătrat, deci rezultă că L mic pătrat egal cu 16 cm pătrați. Așa, adică L mic. Mic egal cu 4. 4 cm. Și atunci am aflat între mare și mic, ai dreptate, Maria, iete, avem, iate, avem 10 și respectiv 4. Și cum se află? Păi acum zicem mâmul prim, cum avem și în figura aia. Sigur că da. Deci ducem pe mâmul prim aici, M aici jos și M prim sus. Știm că sus de 5, cum BC e 10. Da, BC 5 și cealaltă, B prim, BM este 5 și B prim, M prim este de 2. Da, și? Și? Cât e BB prim? A, nu știu. Nu știu pe BB prim. Da, deci mai dă și la totală. Încă e, degeaba. Pe aia totală iar laterală, a prismisă sau a... A trunchiului. A trunchiului. A totală a trunchiului. Păi aia totală a trunchiului este egală cu aia laterală. Aia totală egal cu aia laterală plus... Aria bazii. S mare plus S mic, cum am notat în problemă. Da. Și aia laterală este egal cu 4 ori. De 4 ori. Baza... Aria unui singur efeție, adică lui B5, B5 prim, B prim, da. Plus S-ul care e 100. 100 și plus... Plus 16. Și care e egal mai departe. Egal cu baza mare care e 4 B5. Ori. 4 ori. Da? 4 da, 4 ori. Ori. O, 10. 10. Plus, plus 4. Da. Totul demulțit cu H. Care e cine H? Lăsăm H. E mi-e prim sau ante? O să da. 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 Da? A? E, ia putema. Am spus că da. În trapez. Pe doi. Nu? Da. Înălțimea trapezului este chiar așa de mare. Pe doi. Și plus 116. Care înseamnă Maria egal cu? Egal cu 628 ori AT plus 116. Asta este area totală. Care e dată în problemă, cu cine este egal de el, de autoritate, este 140. Da? Da. Și de aici încolo, ce face Mati? 28 AT egal cu... 28 AT egal cu... Egal cu 140 minus 116, deci 28. Și egal cu 100... Nu, 100. Cât face 100? Terminat 100. 24. Iar AT sigur mai ai egal cu? 24 pe 24. 24 pe 28, simplificăm prin... 2. 2 și face cât? 12. 14, iar prin 2 și 2, 6 pe 7 adică am găsit-o pe AT 6 pe 7, da? Avem primul răspuns AT egal cu 6 pe 7 înălțimea înălțimea ta e pe prim? Trudim. E O prim O prim zicem în O prim O, M, M prim O prim, M, M prim deci luăm deoparte trapezul acest fapt dreptul indic. O, O prim, M prim, M. În care știm? Ce știu, Adi? O prim, M prim, o știm? O prim, M prim, da.
De păi prim. Jumătate din A prim pe prim. Adică 4 prim? 4, 2. 2. Deci M din M prim. O M câte scate? O M în 5. 5. Și atunci ducem din M prim pe perpendiculară și notăm cu T4, zici? Cu E. Cu E? Cu E, că așa e. În comandă la minunat. 2. Și 5, 2 și asta rămâne cât e rămâne? Asta rămâne de 3. 3. Mă primă o știmare? 3. Mă primă. Mă primă. Am aflat. Cum aflat? Am aflat. Am aflat. 6 pe 6. 6 pe 7. Nu-i tocmai mă primă apotema? Ate? Da? Deci mă primă este 6 pe 7. Și acum mi-e trebuie mă primă, ca nu mai o oprim. Da? O oprim, e egal cu mă prim r, și egal Maria cu radical din, de o dată. Egal cu radical din 6 pe 7 la pătrat. Da, 6 pe 7 făcut la pătrat. Minus 9. Și egal mai departe cu radical din, vorbește Adi, egal cu radical din. Egal cu radical din 36, supra 49, minus 9. Minus 9. Îl dau cu 9, radical cu 49. Da. Dă negativ. Dă negativ. Deci nu se poate. Deci asta e o problemă. Poate că am greșit undeva. De loc de doamnă. Deci suntem într-o situație în care nu vă răspunde realității, nu? Corect. Deci avem așa, area ies mare 100, ies mic 16, area totală 140 cm pătrați. Bun. Hai să vedem și la area totală. Facem pe calcul. Area lateral plus area bază mare plus area bază mici, da? De 4 ori area lui ACC prim pe prim, 116, de 4 ori baza mare 10 plus baza mică 4, ori înălțimea AT pe 2, 116, 28, 10 plus 4, 28, AT egal cu 116. Și atunci, egal cu 140, am scăzut, 28, AT egal cu 24. 24 face? Da, 24, e bine. AT face 6 pe 7. AT egal cu 6 pe 7 este unitar mai mică decât 1, nu se poate. Deci este o greșeală. Mai citim problema. 5 negativ. Un punct de piramidă patrateră regulată provine din piramida P. Bun. Și are. Și are, ia. E trunchiul. E trunchiul, da? Da. Are. Area bazei mare, 100 cm pătrați. Corect. Area bazei mici, 16 cm pătrați. Bun. Area... Cred că e laterală, domnul. Area laterală. Area laterală, cred că e 140. Așa. Hai să vedem. Area laterală, trebuie să fie aici, cred că și apare. Laterală, cred. Area laterală. Și atunci, fără asta, două adunate, adică fără 116, atunci face deci, fără 20, 28. Fără 116. Fără 116. Fără 116 și face 140. Da? Da. 140. De unde apotema va fi 140 pe 28. Deci, 140 pe 28. Și egal cu 5. Aici puteam să-i se da regulă subunitar, celelalte sunt supraunitare, nu se putea. Ipotemul, dar deci face 5. Apotema egal cu 5. Da. Acum ne întoarcem fra asta e de 5. Așa. Și vine Maria 25 minus 3. Minus 9. Care înseamnă 4. Da? Am aflat că o oprim înălțimea. Ne cerea HT. Deci HT egal cu 4. Volumul trunchiului are volumul egal cu H pe 3 pe lângă S mare plus S mic plus radical din
S mare, ori S mic. Așadar, vom spune că volumul, volumul e egal cu volumul egal cu H pe 3. H pe 3, pe lângă S mare plus S mic. S mare plus S mic. Plus radical din S mare ori S mic. Radical din S mare ori S mic și egal cu H plus M. Așa. Mi-a plăcut să mai 5. Ba nu. Mare. Nu l-am plăcut. Cum era? 5. Atât, da. S mare plus S mic plus radical din S mare S mic. Așa? Plus radical din S mare ori S mic. Da? Deci așa... Da, 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 da. Noi foloseam un lâmb mare la pătrat și lâmb mic, deci am luat și de aceea îmi scăpam de radical. Și da. 4 pe 3, că tot aceea mă da. Deci vine 4 supra 3, pe lângă... Plus 16. Deci plus 1,600. Deci radical din produs, adică 10 ori 4, nu? Da. 40. 400. Radical din 400? Ah, dar e 4. Sau, ce am făcut? Vine așa. Mai, vine radical. Da, e mai... 10 la 2, ori 4 la 2. Așa, a. Și înseamnă 116. Și vine 4 pe 3, ori... 116. 116. Plus 10 ori 4, 40. Mai vine mai bine. Deci 4 pe 3, 5 pe 3. Dar cât este rațional? Păi așa zis că e 5, nu? Atenție, vedeți, așa, eu am sigur un profesor, pentru că apotema cu înălțimea trunchiului. Dar apotema e, nu e o față laterală. Așa, e înălțimea trunchiului. Păi înălțimea trapez apotema. Și înălțimea trunchiului... Este cea care este... O prim. O prim. Distanța dintre cele două plane. Deci multe grijă, da? Hai să mai insistăm o dată aici. Deci când zicem apotema înălțimea într-o față, este aceeași în toate fețele pentru că trapezele sunt congruente, iar înălțimea trunchiului e distanța dintre cele două plane. Distanța dintre cele două plane. În cazul nostru, cum am notat, o oprim. Asta este. Perpendiculara dintre cele două plane. Și atunci, aici ce voi avea ca rezultat, 4 supra 3, 116, 56. 56 simplifică. Da, 52. Aici facem simplificarea și facem 52, ai spus, da? 4,52. 4,52. 20. 20, pe așa am zis. Ai zis 108. 200, am auzit 108 și am și scris-o. Da, așa am 208, ce? E metri cubi. Deci, iată că am găsit volumul, egal cu 208 centimetri cubi, care egal cu câți milimetri cubi de grăna. Deci, centimetri, milimetri, da. Așa, o mie, 208,000. Așa, deci 208,000 milimetri cubi, da? Milimetri cubi. Sunt mai mulți, nu? Deci am mulțit cu 1000. Acum, vă mai întreb distanța de la punctul A la planul B, B, la planul B, C, C prim, B prim. B, C, C prim, B prim. Da. Distanța de la A la planul B, C, C prim, B prim. Vreau să-mi vezi reciproca a doua teorie ce te duci la distanță de la primul plan, nu? Da. Ce e distanța la un plan? Din punctul A perpendiculară pe plan. Aha. Perpendiculară pe plan. Din vârful A. Da.
Pe care să... Reciproca a doua... Care sunt de obicei? Reciproca a doua spune... Cum? Te spii două pe o mână, te spii asta pe asta și asta pe asta și atunci asta e pe tot da. Ca să... E important să o localizezi. Sam, perpendiculară pe dreapta din interseția lor. Dar eu, deocamdată... A, V, M, e pe B, C. V, M, ce ne? V, M, e pe B, C. V, M, e pe B, C. Pe B, C, da. A, M, e pe B, C. A, M, e pe B, C. A, M, e pe B, C. E pe B, C. De unde? A, M, e pe V. A, M, e pe B, C. Nu e pe B, A, M, pe B, C? A, M, pe B, C, nu. A, A, B, e pe B, C. E pătrat. A, B, C, A, B, C, D, e pătrat. Păi nu convine să fie A, B. Păi nu-ți convine, dar e pătrat, figurat. E, zice că jos e pătrat. E greu. E greu, da? Da. Nici nu mă interesează un epic. De ce? Mă interesează. Am să răstorn piramida. Numai că nu e o piramidă. E răspăgărit. Deci, de data asta nu e o piramidă. Ca să aflu distanța de la punctul A la planul B, C, B prim, C prim, mi se întâmplă un necaz. Eu vreau să vă duc spre varianta aceea când fac volumul pe două căi. Dar din păcate am scăpat de vedere că pe două variante. Totul merge la piramida triunghiulară. Deci, la piramida triunghiulară merge foarte bine problema sau la un trunchi de piramidă triunghiulară. Când am un trunchi de piramidă triunghiulară și am răsturnat corpul pe una din fețe, pe oricare din fețele laterale, am de-a face cu aceeași piramidă. Și atunci distanța de la A la planul B ar fi fost un singur punct de acela, fiind vorba de piramidă. Ca să mă fac mai bine înțeles, haideți să ne închipuim că aș fi avut piramida V, A, B, C. D. Da, fără D. Fără D. Fără D. Că am zis, e o vorba de o piramidă triunghiulară. Pentru că... Haideți să facem. Deci, nu perdem, pentru că este o chestiune foarte importantă, ca nu urmați așa. Deci, în clipa asta, am piramida triunghiulară regulată. Să zicem că e parte din asta de aici. Și atunci am V, a fost A, B, C,